Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod. Nunțile sunt pline de tradiții. Chiar și la noi în țară există câteva ciudate. Dansul cu găina, furatul miresei. Însă alte meleaguri parcă ne șochează și mai mult. Prin teritoriile civilizate mai e cum e, însă unele popoare ne arată că imaginația noastră nici nu este chiar atât de bogată. Scoțienii varsă nămol murdar peste mireasă. Unele popoare din India au decis să se căsătorească mai întâi cu un copac, înainte de a se căsători cu un bărbat. În Corea, mirele este bătut pe tocuri cu un pește. Mirii din triburile berbere nu sunt niciodată singuri imediat după nuntă. Noaptea nunților este una colectivă. În dormitorul mare, mai multe cupluri căsătorite se alătură tinerilor căsătoriți. Și oamenii cu experiență transmit experiența lor tinerilor și îi ajută să scape de jenă și inhibiții. Acest eveniment durează până la 5 zile. În Ruanda, Kenya și alte țări în care vorbesc svalii, de asemenea nu îi lasă pe cei căsătoriți nesupravegheați. Pentru că ei să înțeleagă toate subtilitățile din cele mai vechi timpuri, ruda cea mai în vârstă a miresei a fost așezată sub patul de căsătorie bogat decorat. El dă tot felul de sfaturi și a doua zi dimineață mărturisește cum a decurs totul. În tribul Shona, noaptea anunții se ține înainte de nuntă și se dovedește a fi o surpriză completă pentru mire. După logodnă, fata însoțită de numeroase rude poate vizita casa viitorului soț în orice zi. Rudele nebănuite ale mirelui ar trebui să observe procesiunea la timp și să o întâlnească cu un dans vesel. Așa este testată capacitatea Mirelui și a familiei sale de a face față problemelor neașteptate. Dacă totul a decurs bine, atunci Mireasa rămâne peste noapte. În tribul Bancole, care trăiește în nord-vestul Ugandei, un rol important în încheierea uniunii matrimoniale este atribuit mătușii Miresei. Pentru a se asigura că Mirele nu are probleme cu potența, își petrece noaptea cu aleasa nepoatei sale. Desigur, mătușa este prezentă în cameră și în timpul nopții, după nuntă. În multe țări africane, căsătoriile sunt organizate de părinți, iar copiii se văd pentru prima dată doar la nuntă. Și în Tanzania este totul chiar mult mai strict. Mireasa nu participă deloc la sărbătoare. În timp ce toată lumea se distrează, ea, toată îmbrăcată, stă acasă și-și așteaptă soțul care sosește noaptea și de aici începe viața de căsătoriți. Pentru musulmanii libieni, nunta durează cel puțin 5 zile. Primele 3 zile sunt încă separați mirii, fiecare în propria casă. În a patra zi, Mirea organizează o petrecere unde Mirele este invitat în compania prietenilor. În timpul serii, prietenii sunt pur și simplu obligați să facă cât mai mult zgomot și să facă glume grase despre ceea ce se va întâmpla astăzi în spatele unei uși închise. Umorul nu se oprește nici atunci când tinerii se retrag în cameră. În tribul Nuer din Sudan, după sărbătorirea anunții, prietenii o duc pe Mireas în satul Mirelui, unde mai întâi îi rat capul și abia apoi o duc la soțul ei. Sensul acestui ritual nu este complet clar, dar rămâne faptul că o fată cu păr nu are dreptul să se culce cu un soț legitim. Voi ce alte ritualuri bizare sau interesante mai cunoașteți? Aștept părerile voastre în comentarii. Nu uitați să apăsați pe like, să vă abonați și vă doresc toate cele bune până la următorul clip.